Pe site-ul pariuri1x2.ro, prieteni, totul este foarte, foarte prietenos, simplu, imediat îți dai seama unde trebuie să intri, ce trebuie să faci, scrie mare acolo ponturi, te uiți la ponturi și vezi informațiile de care ai nevoie. Intrăm în Anglia, în Liga a doua, Championship, ce pariem, Sabine? 2-4 goluri în acest derby, un meci de văzut. Invit pe toți cei care sunt fani ai fotbalului englez, fotbalului britanic, să vadă această partidă. Locurile 3 și 4 din Anglia, din Championship, față în față. Avem ar merge un 2-5 goluri sau 2-6 goluri aici? Da, bineînțeles, bineînțeles. Ok, mi-l notez. Ok, Beveren cu standard ieri sub 3 goluri asiatic, cota 1.49. Uite, aici ar merge un 1-4 goluri sau 1-3 goluri, dacă vrei. Ok. Tot din oferta Superbet. Emiratele Arabe Unite al Wasl, cred că se citește, al Afi Dubai. Wasl, acolo e Vasile. Exact, da. Peste 2,5 goluri, o cotă de 1,57. Germania, Zweite, Bundesliga, Braunschweig cu Kiel, X2 și peste 1,5 goluri, cota 1,62, cotă foarte bună, Kiel este locul 1 în Zweite. Cesena Pescara, peste 2,5 goluri la o cotă de 1,58 din serie B. Suntem în Olanda, prima și a doua ligă. Din Eredivisie avem Virem Tilburg cu Breda, ambele marchează, cota 1,70. Cele mai slabe defensive din prima ligă olandeză sunt față în față. Și din Erste, 4 pariuri identice, dar de fapt nu. Da, 4 pariuri identice, Almere cu De Graafschap, peste 2,5 goluri. FC Os cu Nijmegen, aici e 2 solist, ok, cota 1,48. Helmond cu Eindhoven peste 2,5 goluri, cota 1,50 și Telstar cu FCM în peste 2,5 goluri, tot o cotă de 1,52. Ok, foarte rapid afișăm pe ecran meciurile din NBA, Statele Unite, Brooklyn Nets cu Oklahoma City sub 223,5 puncte, 1,41. Tot acolo Utah Jazz, Houston Rockets peste 200,5 puncte, o cotă de 1,42 și Philadelphia 76ers cu Los Angeles Lakers, Simmons de la gazde să dea cel puțin 8 pase decisive. Prieteni, atât am avut timp, vă reamintesc, ne revedem abia luni cu emisiunea 11 metri, apoi un pont pe zi. Cele bune și baftă la pariuri! Acest program v-a fost oferit de Unibet, de la Juc.